Cadrele didactice care vor să ocupe funcții de director sau inspector școlar trebuie să promoveze concursul de experți în management educațional. ICJ-Olt organizează concurs pentru ocuparea a peste 200 de posturi de experți. La nivelul județului Olt sunt scoase la concurs 213 locuri. Chiar în aceste zile se desfășoară perioada de înscriere online, urmând ca pe data de 3 februarie să fie afișate listele cu persoanele, cadrele didactice care s-au înscris. În perioada 3-14 februarie se vor depune la Secretariatul Inspectoratului Școlar, într-un orar deja publicat pe site-ul nostru, dosarele, portofoliile cu documentele care sunt prevăzute de metodologie. Între 17 și 24 februarie aceste portofolii vor fi evaluate, iar în 25 februarie vor fi publicate rezultatele acestei evaluări, urmând o perioadă de contestații, soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale și emiterea ordinului de ministru prin care sunt admiși în Corpul Național al Experților în Management Educațional. Pentru a putea participa la concursul organizat în vederea recrutării de noi experți în management educațional, cadrele didactice trebuie să îndeplinească anumite condiții. Gradul didactic 2, minimum gradul didactic 2 și foarte important, trebuie să fi acumulat 60 de credite profesionale transferabile în management educațional. La nivelul județului Olt, în urma celor 14 etape desfășurate până acum, au fost admiși peste 300 de dascăli în rândul experților în management educațional. Ei sunt cei care pot ocupa funcții de conducere atât la nivelul unității de învățământ în care își desfășoară activitatea, cât și la nivelul inspectoratului școlar județean.